În primul rând, trebuie să știți că nu toată lumea poate să fie antreprenor. Unii sunt făcuți doar să fie angajați, alții sunt făcuți să fie antreprenori. Din punctul meu de vedere, trebuie să ai stofă de antreprenor. Așadar, diferențele sunt majore. Dacă simți că vrei mai mult de la viață și simți că puterea de sacrificiu este suficient de mare, atunci da, ai toate șansele să faci antreprenoriat în România. Pentru că, așa cum spuneau prietenii mei de pe Facebook, antreprenoriatul este conține o doză de risc foarte mare în România, pentru că niciodată nu știi ce ți-aduce ziua de mâine.